Salutări și bine v-am găsit la un nou episod. Rareș. Andrei. La un nou episod de DayZ alături de Rareș și de Loris. Și eu. Eu vorbesc cu fete. Bune, bune, rău. Și eu. Da, sorta nu se pune. Evident. Păi de ce merge prostă în acul ăsta? De ce? Eu țin ținta asta de W cu taciu, adică cu taciul ăla de te speli pe mâini. Ce taci de te speli pe mâini, mă? Adică tu nu știu. Bă, mie mi-e bine, cât timp Doris, de câte ori ți-ai bătut sora la viața ta? A, păi de multe, mă, dar știi ce? Și de câte ori ți-a bătut pe tine? A, păi asta e dublu. Dar de ce, mamă, deci eu locul tău, dacă se adingea ea de mine, mamă, îi dădeam un pumn de mățiam de toată viața ei. Imediat ajungem rare și în Berezino, vezi că vin un zombi. Ah. Unde e? Ah, salut, fraiera. Fuck. Fuck. Oh, bă. Aș, mă, l-am împușcat. Da, unde l-am împușcat? Uite, doi player. Unde? E un player acolo. Ah, bă, e un player, da, mă. E un player acolo. Trageți după el, fuge, vezi că îl aleargă zombi. E new spawn. Hai să vedem ce facem. Lăsați-mi bine că trag eu după el. Aaa, mă, și nu mai am cătușe, fira. Azi, mă, că l-o mor. Bă, nu, mai întâi dacă s-au... L-am văzut, s-a dus pe o stradă. E numai zombi. Da, nu, e și după el, l-am văzut pe tip. A, bă, zombi fuge după el, deci... Da, uite. Uite încă-n zombi, bă. Stați, mă, omorâți-l voi pe ăla, eu mă duc după tip. Fii și eu. New spawn, vreau să văd cine. A, vine după tine. Oh, ce? L-ai ratat? L-ai ratat? Adică, nu mă, am tras în el și după 10 secunde au căzut pe jos. Uite new spawn-ul, taci, Loris, taci. Taci tu. Unde-i? Nu știu, că l-ai ratat new spawn-ul, dar mă omoră ceva, era un zombie, cred. Ai pe câmp deschis. Tu ți-ai încărcat, Loris? Da, eu am încărcat. Andrei. Da, mă, unde-i? Unde-i tipul? Nu-l văd. Pe nicio. Am împușcat zombi, am împușcat zombi, care, uite ăla de ghiozdane. A intrat tot pe casă sau ceva, a intrat în pe casă. Haide. Trebuia să ne batem și noi joc de el, n-avea nimica. Era și el prin Berezino, stați că mă mai ait puțin pe aici. Că poate, cine știe, poate dăm de el, hai să ne mai plimbăm că nu e lumea. Man, where are you? Come on, man, we are friendly. We can give you some food and some things. Come on. Come on, everybody. Come on, let's make a party. Come on. Ia uite. Eu mă credeam că e pe el. Bam, bam. Gata, gata. Dă-te. Ce? L-am omorât și mi-a mai dat una. Tu ești ăsta? Loris? Da, mă, da. Eu sunt ăsta. Hai să-mi încarc glonțele. Haide să mergem. Hai să-mi încarc aici. Deja nici nu mai știu pe ce stradă trebuie să eu mergem. Eu știu. Am reținut. Uite, vă clădirea cu ghiozana. Și eu vedeam pe aia. Come on, man. Do you not want to talk to us? We are friendly and I hear a zombie. De ce tot vă... Uite-l! A, te cine te-a... A, băi! Sta cineva! Băi! Sunt unconscious! Să mă ajute cineva! Clar, mă, l-ai omorât pe Loris. Da. Da, mă, tu, ce vrei? Că n-am ce să spun mai mult. Bă, voi în ce direcție sunteți? În dreapta sau în stânga? Eu sunt aici, bă! Tu ești ăsta, fugi, stai jos! Acum, nu glumesc, serios vorbesc. Du-te, stai mă. Jos! Bine, mă! Ai omorât pe Loris, nu! No. Și Loris era chiar în fața ta și l-ai văzut și l-ai omorât. În schimb, tu, eu nu știam unde ești când te-am omorât. În primul rând, că nu eu l-am omorât. În al doilea rând, că am tras după un new spawn. Cum să nu mai erai... Tăteai scău pe mine. Pe mine a tras cine... What? Am tras după un new spawn, care era cu un zombie care alerga după el, după voi alerga vreun zombie. Te-ai întors pe Loris și l-ai împușcat. Da, fii atent, acum mă duc și îl împușc pe Loris. Ți se pare că Loris m-a împușcat toată, aveam de ce să-l împușc? Serios acum. Păi nu mă, da. Da, eu acum... Cum ți-a făcut la drei? Da, de ce aș fi dat timp deja? Bă, eu mă uit înainte să trag, nu trag ca un bou. Sunt sigur că n-am tras după tine. Na, tipul după care am tras n-avea nimica și era un zombie după el. Și după tine, după voi nu mergeați înspre aia cu rucsac? Nu.
Asta e că eu văd un Înseamnă că pic. eu am tras după tine dacă nu mergeați în aia cu rucsac. În ce, erați pe o stradă mare sau până mică? Văd eu Pe o una, biserică. bă, eu chiar lângă Loris, acum pe jos, hai aici. Văd o biserică. Băi, stai, care e aia din Berezino? Stai puțin, deci. Nu știu, stai să mă lămuresc dacă te-am omorât eu. Eu am tras în direcția asta. Uite aici, după asta. După da. Asta? A, da, e Loris, scuze, Loris. A, Andrei, știi statuia aia cu trei soldați? Da. Da, acolo asta. Ăla e Sovieschi. Unde e aia? Hai la Loris. După vapor. Hai la Loris. Nu vin la Sovieschi. Eu mă duc după Loris, că eu l-am împușcat, trebuie să-mi revanșez. Bă, dar să mor eu, dar știam, deci nu, serios, că nu vreau să trag după tine. A, să mor eu, dar orașul ăsta e plin de zombi, deci nu e ce. Loris pleacă din Sovieschi aici. Îți iau masca, Loris, îți iau masca și buți în inventar, arunc câteva chestii. Bă, nici nu ai rost să mergem după Loris, oricum, eu mă duc nici... după el, tu du-te la acolo. Mă duc bă, eu zic să nu mergem după el, că oricum el nu o să stea acolo, că e prea nașpa oraș. Loris, vezi că ți-am luat masca și buții. Loris știe prea bine. Eventual ne întâlnim la... Loris, vrei să vin după tine? Bă, eu mă omor, clar, deci nu stau așa. Lasă, că se omoară, oricum ăla e ce mai... Vezi că vine zombi, 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 zombi și eu n-am arma pusă. Vai, vine după mine și eu beau ca... Fii că acum am mort din cauza zombilor. Ridică-te, mă, prostule! Am găsit glanțe de morsi. Mă duc la nu zombi. Dă aim, retardu! Ia uite, mi-a dat creș. Din nou. Ca de obicei, nu cred că mă ajung. Mă enervează prea mult chestia asta. Îmi dă creș în cel mai proaste momente. Și mie nu-mi dă aim. A mai vin un zombie. Nu pot să cred. Cum să nu împuși, mă, pe Loris? Nu înțeleg, deci eu sunt sigur că am tras după cineva în primul rând care era un zombie după el și era singur. Și avea cap... Ai de capul meu, deci... Nu pot să înțeleg... Nu pot să trag cu SKS-ul, Areș. Da, nici... dau spune acum. Da, e un zombie lângă tine și tot lovește. Bă! Ce faci? N-am ce face. Poate mă omoară, să vezi ce urât fac. Mă mir cum Loris a calat, că dacă mă, eram în locul tău, Loris, mamă, țipa la mine. Dar chiar nu știu că te-am împușcat, să nu uit. Deci cred că m-am făcut atunci cu Andrei. Lori, Andrei, dă-i cu pumnii, gonește-l de lângă mine. Ai ieșit de pe server. Okay. Atunci lovește un zombie. Ce? Hai că eu trebuie să ies. Uite, mă lovesc mai mult zombie, mă duc la încă una, știi? Dau da, cu pumnii după ei, așa. Nici nu-mi pasă dacă mă lovesc. Eu n-am făcut-o inconștientă. Da, eu trebuie să scuze din nou, Loris. Zombia asta tot dă în loc unde erai tu, Areș, înainte să ieși. Da, tot nu înțeleg, frate. Deci, erați la super distanță și eu am crezut că e alt player. Când aveam de ce strag. Exact cum am fost și pe ăla, deci eu credeam că da, ești la etaj. Fix, da, te ești fix lângă mine. Iar Loris era la nu știu nu, cum... Nu, știi cum a fost faza? Deci deja te-am împușcat, pentru că... Deci, Loris era la parter. Tu credeam că ești la etaj într-o cameră. Și credeam că tu dai loot la etaj. La etajul 1, așa că eu nu m-am mai oprit la etaj. Și am mers direct sus. Că știu că și sus sunt lucruri. Și după ce m-am dus sus, vreau să mă întorc la etaj și dacă încă nu terminase și de luat, să mai iau ce mai eu. Ce greu te omoră zombie ăștia. Bă, acum dacă stau să mă gândesc, sunt un ucigaș dacă e cum ai zis tu că te-am împușcat și pe tine, dar atunci chiar sunt sigur că nu te-am împușcat. Deci, când? Da, pe Loris, acum sunt sigur că l-am împușcat eu. Fiindcă n-avea cum, dar știu că am tras în direcția aia, dar am crezut că ați merge spre, că a zis Loris, uite fabrica de ghiozdane. Și eu credeam că merge spre aia și când am văzut că a ieșit dintr-o casă și era un zombie după el, am zis sigur că e ăla și am tras imediat. Am bău și nu m-am gândit. Patru zombie. Și eu când am văzut un tip care era acolo unde nu-mi imaginam, adică, practic eu așa am făcut. Voi doi v-ați oprit să căutați loot într-un loc. Eu m-am dus mai în față. De ce să stăm să căutăm loot prin aceleași camere? N-are rost. Și am vrut să mă duc în față. Și... În sfârșit. Mă rog, am înțeles, eu sunt un killer, mi-am omorât prietenii, dacă e cum zici tu de acolo, nu cred că te-am omorât. Da! Ai găsit Mosin? Am murit. Eu. Mă omorât zombie, deci dacă mă dă în mijloc cu pustietății, eu mă opresc din Daisy. Nu, știi cum faci, te urci pe GTA. Okay. Eu acum oricum trebuie să ies. Da, mor pe o piatră și poate... Da, exact, și îți rupi picioarele. Așa mi s-a întâmplat mie.
Ok, hai eu nu vreau să stau 3 ore să... Ok, eu ies, pa. Andrei? Da? Ghici! Ce? Deci, efectiv... Shit! Vă turnu! Ce turn? Ăla. Care turn? Vă turnu din Berezină, s-o Lambermil. A, păi acum sunt lângă Berezină, deci nu sunt Lambermil. Și mă nervează că am SKS-ul ăsta care o ieșit. No, bun, perfect. De ce mă omori? De ce? Vai, frate, în Berezină e plin de zombie. În Berezină? Putem să... În... Solnichi sau cum se numește? Bine, și în Berezină, corect. În Solnichi și în Berezină. Wow, da. Bă, deci... Îți doi după mine. De-aia știi rapid ce te... Omoară rapid. Fără durere. Mai deci, fac. Bă, deja cred că îți dă 3 zombi după mine. După mine vin doi, aruncă-mă lanterna. Nu fi alcalină. Băi, dacă aș putea să dau aim cu SKS, ar fi perfect, dar nu. Hai, nu, bă, dar nu se poate. 3 zombi. Ce-i cu Clash of Clans? Ce n-am omorât? Ah, the clan war is about to end. Apoi nu pasă. Oricum, n-am participat în aia. Văd biserica. Și ce mai vede Loris? Vede furia. Ah, super, ăsta statuia cu tancul. Aș ieși aici și să intru cu șerbă. Nu știu. La pe Milena. Hai de capul meu, bă. Am luat. Deci deja cred că am văzut vreo 5 zombi care s-au luat după mine și de câțiva am scăpat. Dar nu de toți. Fii atent încă unul. Mi enervează că în Polystation vezi numai hartă de cernă, știi? Vezi de astea. Uite, bandaje. Ah, da. Mai știu. Și cuțitul ăla. Ce? Kitchen knife. Chicken. Chicken knife. Nu, cred. 45 ACP. Bă. Eu nu stau aici adevărat, asta știi că aici stau mulți. Stau într-o cameră de asta super șur. Eu tot fug, bai, 3 zombi, 4 zombi după mine. Am ieșit. Băi, nu cred așa ceva, frate. Știi când ar trebui să jucăm noi Daisy? Când? Dimineața, nu weekend-uri. De ce? Ies puțin player, că mă rog, poate nu mai ies, adică rare și mă rog, în timpul școlii ies puțin, știi, se duc la școală, da, nu. Am găsit unul cu 3 player, mă rog, 5 sau cât sus. This is your... Serios? Chiar atât de aproape clădirea de ghiozdană de Bezir, nici nu știam asta, sincer. Ah, pe ideea. Păi, îmi place să faci un minut de la ea și eu nu mergeam de la ea, că mi se părea că faci vreo 5 minute de la ea până... Asta e că mă enerva, că mă enerva, că mă omoră. Aveam SKS Mossy în mască pe idei. De ce? Uite, North East Airfield Clan, nu. Clan Battles, mă rog, zic că nu mi-a leștit. Se bată. German server. Nu tu cauți un server acum? Da. De ce? Păi, că vreau să joc ceva. Păi de ce nu ești pe, nu rămâi pe serverul ăsta? Adică e ok. Nu, nu e hardcore, nu? Nu știu. Poate e hardcore, poate nu e.
mă rog, mai stau aștept. Caput. Ep, nana, să-mi iau 400. Ok, haideți că încheiem aici acest episod. Știu că este mai scurt, dar au fost și episoade lungi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share și ne vedem data viitoare. Pa!